Da, aș am mizat în două meciuri pe River Plate, în două meciuri în care joacă River Plate, dar River Plate original din Buenos Aires merg pe victoria argentinienilor, doi solist în meciul cu colombienii de la Santa Fe, cotă 1.64, și pe victoria lui Peñarol în fața lui River Plate Asunción, echipă din Paraguay, o cotă de 1.46 pentru meciurile care se joacă joi noapte. Alex, ce ne mai recomanzi tu? Ce alte sugestii sau alte idei de pariere mai transmiți prietenilor noștri? Am păstrat pentru final un alt derby important, Benfica cu FC Porto. Se bat cele două rivale pentru locul 2, practic, în Portugalia, pentru că Sporting e campioană, nu știu, 95%. Benfica-Porto sub 2,5 goluri, o cotă încă o prindeți la 1,86, probabil că va mai scădea. Eu am văzut ultimele două derbiuri jucate de Benfica în acest sezon. Se joacă foarte precaut când e Benfica implicată și nu cred că vom vedea nici GG-ul aici. Un 1-0 de oricare dintre cele două părți pare să fie rezultatul corect la final. Mai e un meci interesant și în Islanda, Bogdan, Fram Reykjavik cu Olafsvik. Este liga a doua, ar veni două echipe de liga a doua, la care cota pentru peste 2,5 goluri este 1,40. Deci aici puteți să încercați mai multe combinații, ori 4 plus, ori cel puțin două goluri în repriza a doua, cel puțin două goluri în prima repriză. Dacă vă uitați ce scoruri fac echipele astea, vă dați seama că este cea mai bună alegere asta pe goluri multe. Și în final, până la urmă, mă bucur foarte mult că ne orientăm și noi pe aceste cote mari, cum am văzut la Supercota zilei. Poți să legi acel 3-25 și cu un tenis, mai este un meci bun, Tim să-l bată mâine pe Alex de Minaur, Tim foarte bun pe zgură, un 1-40 solid. Da, Alex, ai păstrat ce era mai bun la final, cum se spune. Citești și ponturile lui Adrian pentru meciurile din Europa League. Arsenal să câștige o care repriză și United la fel să câștige o care repriză, iar Marius merge pe 1X la Roma cu Man United. Mulțumesc, Alex, pentru aceste ponturi și pentru informațiile furnizate. Noi ne reîntâlnim mâine la miezul nopții aici la un pont pe zi. Sunt Bogdan Socol, o seară excelentă. La revedere, pe curând!